Chiar dacă beneficiază de transport gratuit în municipiu cu autobuzele Transurbis, elevii, studenții și pensionarii trebuie să aibă asupra lor legitimațiile de călătorie. În caz contrar, riscă să fie amendați. Echipele de control vor ieși pe teren din luna martie, spun autoritățile. În municipiul Zalău figurează aproximativ 11.000 de elevi și în jur de 14.000 de pensionari. Toți beneficiază de transport gratuit cu autobuzele, dar, atrage atenția municipalitatea, e obligatoriu să aibă asupra lor documentele de călătorie. Da, și eu vreau să vă informez asupra faptului că, în ceea ce privește legitimațiile de călătorie gratuite, până la finele lunii ianuarie s-au emis 7.389 de legitimații pentru pensionari și 7.249 de legitimații de călătorie cu gratuitate, evident, pentru elevi și studenți. Deci, vă rog, în continuare, nu știu, să transmiteți și dumneavoastră că începând cu 1 martie, noi o să intrăm cu echipele și de control. Deci, cei care au gratuitate, chiar dacă au calitatea de pensionar, trebuie să prezintă legitimația. Chiar dacă au calitatea de elev, trebuie să aibă legitimație. Și având în vedere că noi știm că numărul de elevi e undeva la 11.300, pensionarul 14.000, probabil că nu doresc. Dar ar trebui să, încă mai este timp, să vină să-și obțină legitimațiile respective.